premiul John Scott pentru cea mai bună lucrare de licență în domeniul ingineriei structurale a fost acordat de Facultatea de Construcție a Universității Politehnica Timișoara. Facultatea de Construcție a Universității Politehnica Timișoara a continuat și în acest an tradiția de a premia cea mai bună lucrare de licență în domeniul ingineriei structurale. Competiția reunește candidații selectați la nivelul comisiilor de licență. În acest an au fost selectați următorii cinci candidați pentru prezentarea lucrărilor. Victor Andrei, Daniel Gui, Denis Ovidiu Ivașcu, Ioana Aurelian Pop și Cosmin Scură. Premiul a fost acordat studentului Ioan Aurelian Pop pentru inovația și modalitatea de prezentare a lucrării sale. Acest premiu acordat anual continuă să ofere studenților și cadrelor didactice oportunități internaționale de explorare și învățare, asigurând suport programe de studii și stagii de pregătire în Marea Britanie.